În vremuri moderne, atunci când alții sunt dependenți de tot ce înseamnă gadgeturi, el a ales să se întoarcă la tradiție. Deși are doar 18 ani, Andrei Cezar preferă războiul de țesut. Tânărul este pasionat de ce înseamnă uneltele bătrânilor. Țese covoare, croșetează, toarce lâna și împletește cu antrelele mai bine ca o bunică. Tot ce își dorește e să ducă mai departe meșteșugurile de care a prins atât de mult drag. Povestea o vedeți mâine de la 14:30 de minute la Asta-i România. Mami, mi-e dar de tine și te iubesc foarte mult. Când mergem în oraș cu ea, când mă învăța să fiu foarte bună cu oamenii și dacă ei nu sunt buni cu mine, eu să le respect. Așa spunea mama? Da. Și ți-au rămas aceste vorbe așa în cap? Da. O să le uiți vreodată? Da. A rămas fără mamă pe lume, dar are un înger al ei în cer. Și spunea Denisa să stai cu minte și m-a păpat. Și după aia mi-a zis, spune de la somnic, că acum e noapte. Și după aia nu mai era nimic. M-a întâlnit, nu mai era nimic. Era o viață în care nu m-am văzut eu niciodată, dar am stat pentru ca să îmi îndeplinesc și eu un vis. A plecat de acasă după un vis și s-a întors după un dor. Dorul de țară, dorul de libertate. Ca și străin într-o țară străină vei fi străin. Ești bun atâta timp cât poți lucra, cât se pot folosi de tine. Dar niciodată nu m-am simțit ca acasă. Sunt Andrei, am 18 ani și iubesc tradiția și țesutul la război. La vârsta la care alții sunt la curent cu tot ce înseamnă tehnologie, el a ales tradiția. Tradiția înseamnă origine pentru mine. Asta înseamnă tradiția. Dacă noi ne uităm tradiția, ne pierdem cu tot. Mai ales pentru că asta ne definește pe noi, ca și țară. Fiecare țară are tradițiile ei. De asta și noi trebuie să le păstrăm și să le ducem mai departe cu mândrie și să ne mândrim că suntem români. România pregătește introducerea salariului minim european, ceea ce presupune bani în plus pentru peste 2 milioane de oameni. Uniunea Europeană a transmis mai multe variante de calcul, iar autoritățile din București analizează soluția optimă care trebuie implementată până la finalul acestui an. Uniunea Europeană impune statelor membre o directivă prin care salariul minim să fie calculat după o bază comună, chiar dacă valoarea finală va fi diferită de la o țară la alta. Există și câteva propuneri de calcul. Actul legislativ al Uniunii Europene stabilește ca salariul minim pe economie să fie ori 60% din salariul median, ori 50% din salariul mediu. O a treia variantă de calcul a salariului minim european pentru țara noastră e în funcție de coșul minim de consum, însă autoritățile exclud din start această variantă care nu este deloc una predictibilă. În acest moment nu este nicio instituție care calculează oficial coșul minim de consum în România și sunt foarte multe variabile. În acest moment, la Ministerul Muncii, preferată este formula de calcul care stabilește ca salariul minim să fie calculat la jumătate din salariul mediu brut, care este acum de aproape 7600 de lei. Explicația este simplă. După majorarea venitului minim promisă de guvernanți în luna iulie, noua sumă ar fi aproape neschimbată. Dacă ne raportăm la salariul minim actual de 3300 de lei, atunci creșterea este de aproape 500 de lei. Însă raportat la salariul minim de după majorarea din luna iulie, atunci creșterea va fi de doar 83 de lei. Măcar și atât să se întâmple. E foarte greu pentru cei care au salariu minim și ați văzut și dumneavoastră că toate s-au scumpit. Indicațiile venite de la Uniunea Europeană sunt clare, astfel că venitul minim din România trebuie să țină cont de mai mulți factori. Salariul minim european în directivă ni se spune că trebuie să fie corelat cu 4 indicatori importanți, cu creșterea economică, crește economia, trebuie să crească și salariul minim, trebuie să fie corelat cu un lucru foarte important, puterea de cumpărare, trebuie să fie corelat cu evoluția salariului mediu, deci dacă toate salariile cresc și cel mic trebuie să crească și respectiv cu productivitatea muncii. Putem și noi alia la prețurile, cheltuielile și la cele din vest. Care sunt acum și să fie o uniformitate dacă toți suntem în Uniunea Europeană toți. Trebuie să ai
măcar două joburi ca să poți să faci față în condițiile actuale. Foarte greu, nu se descurcă nimeni cu salariul minim pe economie, în condițiile în care toate s-au scumpit. Este greu. Specialiștii în economie atrag atenția că în țara noastră ar trebui reglementată formula de calcul, mai ales că până acum salariul minim a crescut doar din considerente politice. Din păcate, noi aplicăm cea mai proastă formă a salariului minim, adică la noi guvernul spune cât să fie, în general, pentru că el nu este însoțit de niște facilități fiscale semnificative, el pare a fi mai degrabă un vehicul fiscal, statul mărește pentru că de multe ori vrea să încaseze în plus la bugetul statului taxe pe acest salariu minim. Jumătate din statele membre, în special cele din estul și sudul Europei, au salarii minime brute sub 1000 de euro, printre care Bulgaria și România, în timp ce în Slovenia și Spania salariile minime depășesc ușor 1000 de euro. Numai 6 state, toate din zona de vest, au salarii minime de peste 1500 de euro pe lună, printre care Franța, Germania, Belgia și Olanda. Ministerul Muncii anunță că românii vor avea reglementat salariul minim european spre finalul acestui an. Mașinile de pe străzi au atins un număr record, peste 10 milioane, însă românii conduc cele mai vechi autoturisme din Europa. O treime dintre mașini au fost fabricate în urmă cu mai bine de două decenii, iar unele ar trebui chiar scoase din uz. Proprietarii spun că și-ar dori un vehicul nou, însă n-au bani să-l cumpere, așa că sunt nevoiți să-și întrețină cât pot de bine mașinile vechi. Domnul Dumitru conduce o mașină veche de două decenii. A cumpărat-o nouă și își amintește că a plătit câțiva ani rate pentru ea. Are grijă de autoturism ca de ochii din cap, pentru că bani de altul nu are momentan. Pornește la prima cheie? Nu, pornește la prima, n-am probleme. O să întrețin. Cam cât vă costă într-un an întreținerea ei? Păi, revizia mă costă vreo... Acum mai nou, cred că sunt noi, 16 milioane, 17 milioane. Puterea de cumpărare era alta în urmă cu 20 de ani, spune bărbatul, în timp ce își lustruiește autoturismul cu care a parcurs aproape 200.000 de kilometri. Sunt pensionar și forța financiară a scăzut. Da, și deocamdată o mai țin, că normal e vechiuță, de acum trebuie să renunț la ea. Cum vedea, un an, doi, poate o mai duc. Multe lume cumpără de la second hand. Atât își permit. Atât își permit, da. În ciuda faptului că poluează, nu știu cine, e greu la România. Tot veche de 20 de ani este și mașina domnului Emil. Îi dau că cheia așa, să mențin bateria. Aia... Să nu se descarce. Nu mai pot torni, da. A cumpărat autoturismul la mâna a doua, în urmă cu 5 ani, după ce și-a vândut Dacia și mai veche. Am trebuit să iasă de bine. Două decenii? Două decenii, da, e cam bătrână. E bunică cam. Vă mai amintiți cât ați dat cheia acum 5 ani? Cât ați cumpărat-o? 2000 de euro. I-ați strâns probabil și pe aia, nu a fost așa ușor. Da, bineînțeles că cam atât am, am avut o Dacia. Dacia Berlin am avut și am zis că rămână om și eu un pas. Verificările făcute în trafic anul trecut de inspectorii RAR au arătat că 44% dintre mașini circulau cu defecțiuni tehnice grave, aveau probleme la sistemul de frânare, direcție, ori la instalația electrică. Contribuția factorilor extern, dar și intern, care au permis să importe mașini second hand la început, foarte vechi, foarte poluante, la situație să fie mașini vechi. Datele Uniunii Europene arată că 31% dintre mașinile românilor sunt mai vechi de 20 de ani. Ne întrec doar estonienii, cu un procent de 34% la acest capitol. La polul opus, locuitorii din Luxemburg, Germania și Suedia conduc cele mai multe mașini noi din Europa. În toiul iernii, cu temperaturi sub 0 grade în fiecare noapte, românii se încălzesc cu lemne nu doar în mediul rural. Și în orașe, locuitorii din blocuri sunt nevoiți să care până în apartamente mormane de lemne pentru foc. În caz contrar, ar îngheța de frig. Chiar dacă vremea se mai încălzește, oamenii cred că vor fi nevoiți să facă focul cel puțin până în martie. Mai subțire căutăm. Trebuie să fie mai uscat ca să... Toate uscate, să știți. Pe doamna Doina am găsit-o în centrul orașului Făget din județul Timiș. Locuiește la bloc, dar se încălzește cu lemne. De două ori pe zi. De două ori pe zi e nevoie, da, să veniți cu plasa? Da, fiindcă nu pot căra la etajul 1 și mai greu.
Cam și... câte lemne intră aici într-o plasă? Câte... Pentru 6-7 bucăți. Urcă de câte două ori pe zi cu plasa plină de lemne sparte pentru foc. Ar fi frumos și ar fi fost bine să avem gaz, dar, cum v-am spus, eu nu mai prind. Orașul Făget are o populație de aproximativ 6.000 de persoane. Alt bloc, aceeași imagine. Mormane de lemne stivuite în apropiere. Aici am găsit pe membrii familiei Dragoș. Doamna Viorica își ajută soțul să refacă stocul de lemne în subsolul blocului. Și înăuntru este un cazan. Un cazan, da. Cazan. Și ați spus, ține mai bine? Sigur că ține cald. Și ce ați făcut? Mai lângă ea există și coș, îmi spuneți? Da, sunt trei coșuri. M-a racordat în coș. Și aici ce aveți? Văd că aveți toporul, tăiați și spargi lemnele. Hai că adă niște lemne. Se aduc jos aici? Hai, aici se pune pe ăsta. Noi ne aducem lemne primăvara, vara, când prindem ocazia și putem să luăm și le punem jos să uscă toată vara, le tăiem, le spargem, le clădim și atunci le lăsăm așa. Și iarna, când avem nevoie, toamna, când începem să facem focurile, ne-și asigurați. Cei doi și-au montat o centrală pe lemne cu care încălzesc apartamentul de 50 de metri pătrați. În fiecare iarnă plătesc peste 3.000 de lei pentru lemne. Mă scot de dimineață, fac focurile, merg după cumpărături. Pentru iarnă, oamenii au nevoie de 6 metri cubi de lemne. Aveam de anul trecut, da? Și pun așa în coș. Frumos. Ca pe vremurile preistorice. Chiar dacă stați la oraș. Normal. Oraș numai cu numele. Nici pentru afacerile din Făget nu e mai ușor, o spune Iulia, proprietara unei cofetării din oraș. A investit ceva mai mult într-o centrală cu peleți. În jur de 140 și ceva de metri pătrați și ne încălzim cu o centrală pe peleți. Ar fi fost mai simplu dacă aveți gaz? Da, cu siguranță, pentru că ne-am putea folosi și pentru aparatura ce avem noi în laborator. În prezent, 40% dintre gospodăriile din România se încălzesc cu lemne. Derutate de schimbările bruște de vreme, lebedele nu mai pleacă spre țările calde. La Buzău, de exemplu, zeci de păsări migratoare pot fi văzute în această perioadă la plimbare pe lacuri. Specialiștii atrag atenția că fenomenul va continua și în următorii ani. Pe acest lac din Buzău, zeci de lebede se plimbă nestingherite în plină iarnă. Deși ar fi trebuit să fie deja în țările calde, temperaturile neobișnuit de ridicate din luna decembrie le-au făcut să rămână pe meleagurile noastre. Sunt zile în care sunt stoluri. Ele s-au familiarizat aici cu clima asta, la noi. Păsările se hrănesc cu ce găsesc în apropierea lacurilor, însă nu se opresc doar aici. Din când în când își iau zborul de aici și poposesc pe heleșteele din orașul Buzău, unde știu că primesc mâncare de la oameni. Resturi de mâncare ce rămân pe acasă, pâine, frimituri, vin și arunc aici. Aproape că s-au domesticit. Ați venit pregătiți? Da, știam că sunt și de aici. Am luat porumb de acasă. Haideți. Găsesc de mâncare, că altfel n-ar sta dacă n-ar găsi. În plus, spun localnicii, lebedele vor să rămână aici și pentru că se simt în siguranță. E ceva frumos, să știți, când vii la pești și vezi lebede. Eu le-am postate pe telefon. Dacă vorbești cu ele, mai treabă cu ele, nu? Specialiștii avertizează că în curând prezența lebedelor pe timpul sezonului rece va deveni un fenomen obișnuit. Faptul că sunt hrănite zilnic, faptul că temperaturile sunt convenabile, că lacurile nu îngheață și asta este foarte important pentru ele și faptul că activitatea agricolă le permite o sursă suplimentară și constantă de hrană. Și în consecință nici ele nu mai sunt lebede de iarnă, practic sunt multisezoniere. Acesta este al patrulea an în care lebedele sunt observate în zona de sud a țării pe timpul iernii. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție, dar vă aștept mâine la jurnalele Canal D de la orele 12 și 18. Seară frumoasă vă doresc, pe curând!
Bună seara! Până în această seară, la ora 22, avem în vigoare cod galben de vânt puternic și viscol în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului. În Transilvania vor fi intervale în care va ninge viscolii. Astăzi, vremea a fost în general închisă, cu precipitații în nordul, centrul și estul țării și pe arii restrânse în rest. La munte a nins, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea au predominat ninsorile, iar în celelalte regiuni au fost precipitații mixte. Temperaturile maxime au fost între 0 și 9 grade. La noapte cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar va prezenta înnorări în restul țării. La munte local va ninge. În Transilvania și Moldova vor fi pe arii restrânse, mai ales ninsori, iar în Muntenia și Dobrogea izolat se vor semnala precipitații slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 1 grad. Pe suprafețe mici se va forma ceață. Mâine vremea rămâne închisă, vântul va avea intensificări temporare, iar meteorologii spun că vor fi condiții pentru lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 7 grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune. Muntenia se anunță o zi mohorâtă. Cerul va fi predominant noros, iar dimineața se va semna la ceață. Temperaturile sunt în creștere față de ieri. Vor fi 3 grade în Călăraș și în Slobozia. În Transilvania, ziua de mâine aduce puțin soare. Se vor înregistra 3 grade în Sibiu și 4 grade în Alba Iulia. În Moldova, cerul va prezenta înnorări și vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Termometrele vor indica 3 grade în Galați și 1 grad în Piatra Neamț. În vestul țării, cerul va fi mai mult înnorat. Maximele ajung la 3 grade în Reșița și 5 în Timișoara. În Oltenia vor fi intervale cu soare, iar maximele ajung la 7 grade în Craiova și în Târgu Jiu. În Dobrogea, valorile termice sunt în creștere față de ieri, dar cerul va fi acoperit de nori. Se vor înregistra 5 grade în Mangalia și 4 în Tulcea. În capitala au fost înnorări și trecători precipitații slabe mixte. Vântul a suflat slab și moderat. La noapte, cerul va avea înnorări și vor fi condiții ca trecători să se semnaleze precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de minus 2 grade. Mâine în București cerul va fi temporar noros și doar trecător vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3-4 grade. La munte vremea va fi rece. Temperaturile vor fi în scădere față de intervalul precedent în majoritatea masivelor. Cerul va avea înnorări temporare și local va ninge. O seară minunată vă dorim!